Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce liniște s-a lăsat peste România sub această nouă guvernare USL? Nu vi se pare? Guvernează USL, mă scuzați. Da, da? USL, da. Da. Numai că este un USL îmbunătățit. Pentru că la primul USL președintele nu era al USL. Acum au și președintele. Am înțeles. Deci PSD, PNL și UDMR administrează armonios banii publici, fără certuri, fără întrebări, fără controverse. Sunt partide vechi. Ele știu că cel mai profitabil comportament la țuțuroiul cu bani publici este buna înțelegere la coadă, ca să nu atrage atenția. Iar peste guvernarea USL 2.0 veghează părintește de la Cotroceni chiar artizanul formulei câștigătoare. Și din când în când el intervine discret, dar decisiv, ca să îndrepte lucrurile în direcția dorită. Părintește chiar. De pildă chiar ieri, când domnul președinte Iohannis a promulgat o lege promovată de PSD, PNL și UDMR, care prevede dublarea pragurilor privind valoarea achizițiilor directe ce pot fi făcute de unitățile administrației publice. Cu alte cuvinte, acum va fi de 2 ori mai simplu pentru binomul politicien-clientelă să-și organizeze sifonări legale pe bani publici, că nu se va mai face licitație până la un prag mai înalt. Astfel, nivelurile au crescut de la 135.000 de lei la 270.000 de lei pentru achiziția directă de bunuri și servicii și de la 450.000 la 900.000 de lei achiziția directă de lucrări. Sub aceste valori, primăriile, regiile, autoritățile, în general, trebuie să consulte minimum 3 oferte și să o aleagă pe cea mai bună. Dar de ce să faci asta, dacă știi să împarți bugetul în mai multe bucățele, cât să fie sub prag? Adică tabla mulțirii și împărțirii, măcar atât, se știe. Câți bani avem de cheltuit? Atât. Cum putem să facem să împărțim în tranșe mai mici de 450.000, 900.000 și așa mai departe? Fără nicio surpriză, proiectul a trecut ușor prin Parlament, cu votul PSD, PNL, UDMR și cu opoziția inutilă a celor de la USR. Președintele, adică domnul Iohannis, nu a retrimis proiectul la Parlament și nici nu l-a atacat la Curtea Constituțională, deși, după cum observă publicația G4 Media, citez, mai mulți experți au avertizat că noua lege va slăbi și mai mult controlul asupra eficienței cheltuirii banilor publici. Și cu asta basta, în rest e liniște. Și care e treaba cu achizițiile directe? Evident, un primar cinstit poate să se miște astfel repede, în interesul comunității. Dar un primar necinstit poate să se miște și mai repede, în interesul său și al clientelei. Și, după cum știm, în această țară, toți primarii sunt întotdeauna absolut cinstiți. Niciunul nu este tentat vreodată de banul public. Și nu e vorba numai de primari. Autoritățile publice care fac achiziții în general. Regii, cine mai face? Ministere, autorități, tot ce administrează banul public. Și după care hoțul neprins, negustor cinstit. Pentru că evident că se va răspunde, dar de ce nu investighează procurorii? Sigur că da, asta și trebuie făcut. Procurorii trebuie să investigheze contractele suspecte și să verifice unde este ceva în neregulă. Dar câți procurori avem? Și câte autorități care fac achiziții publice avem? Luați cazul primăriei sector 5 din București, care doar în prima jumătate a anului acesta a făcut cumpărături directe, fără licitație, cât sectoarele 1, 2 și 4 la un loc. Mamă, dar ce s-au mișcat din București. Vă rog să rețineți că sectorul 5 este cel mai sărac din București. Și unul e cel mai bogat. Are cel mai mic buget. Da. E bine, primăria de la 5, condusă de Cristian Popescu Piedone, până luna mai, când însă a plecat cu treabă la pușcărie, a cumpărat direct din SEAP servicii și bunuri de 9,1 milioane de lei. Adică exact cât au contractat sectoarele 1, 2 și 4 la un loc, a descoperit publicația Buletin de București. Da, dar știu, cu cât e omul mai sărac, atât cumpără mai ieftin și mai prost. Nu. Din nefericire. Dacă e, se spune, sunt prea sărac, ca să furi ieftin, ca să cumpări ieftin. Așa e vorba. Dar, din păcate, nu se aplică și, oamenii dau banii pe tot felul de tâmpenii, așa, și ăștia la sectorul 5, dacă n-au ca lumea, ca bogătașii din 1, fac multe achiziții mici, mărunte și le adună. Și le adună după aceea, da. La sectorul 5, adevărul că primarul infractor, șeful poliției locale, condamnat cu suspendare și dânsul, după cum am aflat recent, are 2 infracțiuni rutiere, conducere fără permis, pentru că e șef de poliție, nu? Și conducere în stare de ebrietate, 2,2 la mie, și consideră că nu e nicio problemă să ai condamnare cu suspendare și 2 infracțiuni rutiere și să fii șef al poliției. Deci acolo, la sectorul 5, oamenii, mă gândesc, oamenii din sectorul 5, săraci de ei, trebuie să se disprețuiască pe ei înșiși foarte mult, ca să-și lase banii administrației de astfel de specimene. Revenind, când la sectorul 5 un consilier local din opoziție a propus o coborâre a pragului de la care se pot cumpăra chestii frumoase din bani publici, fără licitație, majoritatea consilierilor au respins fără discuții ideea. Probabil că i-au zis, băi, ești prost? Nu pleacă câinele de la măcelărie, nu? Pe ce a cheltuit primăria sectorului 5 bănișorii? Tot publicația Buletin de București a investigat și a observat așa, că cele mai scumpe 3 contracte, făcute la pragul maxim stabilit de lege pentru achizițiile directe, sunt pentru 2 reabilitări de sisteme de iluminat și pentru un gard. Atâta s-a putut. Cineva avea nevoie de un gard, cineva avea de dat un gard. Cât e pragul maxim la licitații, la SEAP? Atât. Atâta vindem, vă vindem gard de toți banii. Da. De ce? Pentru că se poate și pentru că e liniște și bună înțelegere. Deci, fraților, trăiască partidul. Și dacă mă întrebați care, cum adică care partid? Partidul de guvernământ, care vine, iată, sub mai multe nume, dar cu același mod de operare, indiferent de inițiale. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.